Salutare, fraților, și bine v-am găsit la un nou episod cu transferuri. Dinamo a mai făcut două transferuri astăzi și unul este Abdel Diarra, ivorian de 23 de ani, 1,81 m, joacă center back, deci un transfer bun pentru Dinamo, cum s-ar spune. Având în vedere ce se întâmplă la Dinamo cu apărătorii, Diarra este un transfer bun, joacă și right back. 200.000 de euro, cel mai mult 300.000 de euro. Liber de contract după ce ultima oară a jucat la Berscoat și echipe mai bune pentru el la care au jucat a fost Antalyaspor și Strasbourg. La astea două a jucat cel mai bun. Și mai e un transfer, un RB sau LB, joacă stânga sau dreapta, în defensivă, nu mai știu sigur, o să-l găsim acum. O să revin. După mult de căutare l-am găsit și pe al doilea jucător, este Andy Kawaya, în vârstă de 22 de ani, belgian și mai are o naționalitate, o să o vedem mai jos. Joacă left winger pe partea stângă, a jucat la Belgia U21, mai joacă și mijlocaș, tot pe partea aia, și atacant, left winger, tot pe partea aia, deci e ceva binișor. 350.000 de euro costă, a mai costat 1 milion de euro. Mai are o naționalitate congoleză. Printre echipele de top la care a jucat a fost Anderlecht, Willem, Anderlecht U19 și RSK Youth. Tot Anderlecht mai mică. Acolo a debutat, de fapt. Un jucător care va ajuta Dinamo și sper să se pună bine pe picioare ambii ca să joace cât mai repede. Deci cam atât a fost cu episodul de astăzi. Nu uitați să lăsați un like și un subscribe. Și dacă vă place noile transferuri, nu ezitați să lăsați în comentarii care dintre ei vă place mai mult. Eu am fost doar Dinamo București și ne revedem data viitoare cu un nou episod. Pa, pa!